Deci, dragi prieteni, facem ciorba cu chiftele, nu se mai spune perișoare, chiftele. Încerc să reușesc să fac ciorba cu chiftele, dar alergia nu mă lasă. Sper că îți bine. Am băgat așa, avem orez aici, am băgat ceapa, n-am apucat să filmez. Filmez aici și am băgat ceapa în oală cu apă. Sper să toc, să toc aici tot ce îmi vine. Morcovi. Un MasterChef adevărat. Știe oricând să taie. Învățați, prieteni. Să învățați la un MasterChef așa ca mine. Care știe să taie așa în continuu și cu nou cu ochii aici. Gata, haide să începem aici, să facem aici frumos. Sper că n-am alergie de la morcovul ăsta acum, să iau alergie, că sunt, în ultimul timp sunt foarte sensibil de la orice chestie. Am tocat bine? Da. Așa. Următorul. Dacă mai greșesc ceva și trebuie ciorba cu chifteluțe, să-mi spuneți, dragi prieteni, dacă nu mai bun, dacă lipsești, să bag aici ceva. Să-mi scrieți în comentarii ce vreți să vă gătesc, să prepar, pe bune. Cine vrea, o să schimb canalul, o să-l fac de bucătar. Să devin un bucătar adevărat. Să-mi spuneți ce vreți să vă gătesc. Nu că eu vreau așa. Ce să vă... Nu, păi, ce ar fi viața fără glume? Păi nu? Sau așa pe vlog să fim serioși? Așa mai glumim, mai ne băgăm un cuțit în deget, mai ne prefacem că... Da. Aici ciorba asta cred că va dura o săptămână. Deci, așa e. Încă o dată, repet, cine, voi prietenii mei care mă susțineți, vă urmăriți și vă abonați cu mine, spuneți-mi ce vreți să vă gătesc mai aici, pe vlog, cu voi, alături de voi. Ce vreți? Macaroane, de tot. Ce vreți voi? Scrieți în comentarii că n-am nicio idee. Deci nu mai pot, m-am luat alergiile, nu mai pot, cred că nu o să mai fac aici la ciorbă, o să iau o pauză. Că m-am luat alergiile, iar m-am luat alergia, mă mănâncă mâinile, picioarele. Sper că le tai frumos, iar arată la prieteni, dacă poți, dacă tai frumos chiftele astea, morcovul ăsta. A, voi e morcov. Ai. Opa! E prea mare așa? Nu. M-am curtit aici din toată inima. Acum? Bagă în ciorbă? Nu, lasă să ne fierbă apa cu ceapă. Ok. Deci așa e, prieteni. Ia uitați. Iar a început alergia să mă mănânci. Ia uite. Hai. Nu mai pot. Închide puțin camera și revenim cu noi. Hello, hello, my friend. Happy, happy birthday to you. Uite, așa arată ciorbica făcută de mânuța mea, uiteți. Trebuie să-mi băgăm vegetuța. Veget. Îmi place? Deci așa arată ciorba mea, încă mai trebuie.
Vedeți? Prietenii mei de pe Facebook, doamne, de pe YouTube, nu mi-e rușine, ăsta sunt. Așa e când... asta e ciorba, mai trebuie să băgăm. Să băgăm, stați așa, că nu mă pot arăta, că sunt plin de bubițe acum în perioada asta, iar... E dezastru, uitam ce să fac, asta e. Aici e pătrunjelul, așteptăm puțin să bag pătrunjelul în ciorbică. Am băgat... orezuțul, am spălat orezuțul la lin, bag pătrunjelul aici așa și mai lăsăm puțin și gata, ciorbica, uite la și mânca pe tot pe asta acum, l-aș vrea acum. Sper să nu e sărată, nu e nimica, e pe placul meu, așa cum mi-a recomandat. Așa cum mi-a recomandat doctorul, ia uitați să lași prieteni. Ia, sunt plin de bubițe, mi-a ieșit și acum l-aștept să iau tratamentul, să-și facă efect. Da, scuzați în față, scuzați cu mizeria asta pe aici, ce să fac? Asta e, știți cum e în bucătărie. Ce să vă zic? Ce să mai zic? Sunt foarte obosit, am cercănele astea cu durerea asta care am, sper în seara asta să stau și eu liniștit, o să fac un live în seara asta, dar bineînțeles, nu o să-l pun în seara asta, video-ul ăsta, azi o să-l pun mâine, pentru că am pus deja unul și mă las să crească view-urile, o să pun acest video, o să-l pun mâine. Deci, așa că... rămâneți cu ochii pe canalul meu să terminăm ciorbica de fasole, de chiftele. Chiftele? Bă, nebun sunt, de perișoare, așa, vă pup, haideți că deja m-am blubit, vă pup. Mi-am terminat ciorbica, am mâncat, n-am mai apucat să filmăm, că nu avea cine să ne filmeze, când mâncam. Sunt cu David. În pat, ne uităm la desene. Și vreau să închid și eu acest vlog. Sunt cu David e supărat. Se uită la desene, e supărat. Fai, cum mă văd în cameră și cum eram azi dimineață de umflat, frate. Așa e, tati, care s-o slime-ul, tati? Așa e slime-ul moale. Ne uităm la niște dezene cu slime, cum fac aici, drag și toate astea. Eu vă mulțumesc din suflet, dragi prieteni, video-ul ăsta, adică o să fie mâine. Adică dimineață pus. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele pe care le-am citit, astea frumoase. Du-te la doctor, astea foarte frumoase. Eu vă mulțumesc din suflet. Cum vă rugați voi pentru mine, să vă dea și vouă Dumnezeu sănătate. Mă, ce negru sunt pe la ochi. Să vă ajute Dumnezeu în absolut tot ce faceți. Nu uitați să vă abonați, prieteni. Să, din cauza voastră, să mă ajutați să-mi ridic canalul cât mai sus, să am view-uri mai multe. Eu vă mulțumesc încă o dată. O seară cât mai frumoasă. Și ne auzim în fiecare zi. Nu uitați să apăsați butonașul de clopoțel acolo să vă primiți notificări când postez. Vă pup și aveți grijă de voi.